Eu salut, toată lumea, și bine v-am găsit la un nou episod de 1v1 LOL. Astăzi o să vă arăt cum joc eu. Na, pe scurt. De pe PC sau laptop, cum vreți voi să ziceți. Ce e asta? Stați puțin. Așa, gata, acum mă lasă. Bă, ce? Acum, what the fuck? Bun, hai. Să vă arăt cât de bună pot să joc eu. Da. Cam nob. Cam... Poți nob, 200, zici ton. Bine, nu stau toxic, nu stau toxic. Ai joc. Dar că, da. La gloma, bro. Bă, ce? Așa. Doamne, ferește. A, uite, trei arder și ești. Merry Christmas, mami. Asta? Bă, îmi place transpirații ăștia pe jocul ăsta. Am stămit. Uite pe ăsta. Până nică ăsta. Fii atent eu ce 200 îi dau. Și 200. Bă, da, asta mai mare dată sau clan salat? A, însărșit mai mare. Da, băieți, deci, sunt cel mai bun jucător din România. Bine, mă, ce glumesc eu. Cu glumele astea. Apropo, îmi pare dacă se aude tastatura pe fund, dar da, am tastatura la 0,50. Mi-am făcut și reducere în caz, așa. E de un ban. Reducere cu 50 euro pe păr. Fără Patrick. Ha-ha-ha! I-ar sufri! Bă, da, îmi place cum joc. Cum mi sfălesc pe ăștia la fasole. Bă, are hack sau cum? Că nu mai înțeleg cum joacă ăștia. Bă! Bă, what the? Dar cum, man? Cum, bă, cum a putut? Bă, cum a putut? Cum a putut? Deci, frate, ai văzut? I dădusem fix pe cap. Ah, i dădusem fix pe cap dacă e mâncați așa. Time's up. Am înțeles. Mă las de 1v1 LOL. Na, păi hai că joc și eu, dacă. Na, păi hai că mă joc și eu puțin și până la 4 minute 50 pe acolo, pe undeva și oprez videoclipul, că... Na, voi vedeți ce pun eu mai pe videoclip, adică în scurt GIF-urile alea cu bătrunul ăla, Dumnezeu să-l ierte, care râde. Aia e edit, nu e cine știe ce. Adică, na, ca să vă amuzați în videoclipul ăsta. Bă, să mai vine unul comentariu, mă, pe TikTok. Făceam eu un TikTok, parcă, și... Bă. Na, nu contează, pa, pa. Și fac eu un videoclip pe TikTok și... Frate, am făcut, nu știu dacă poate voi vedeți videoclipul ăsta, ăștia pe TikTok.
A făcut un clan cu la fotbal, la clan la fotbal, că n-a fost la fotbal, că la Sincolo, eram jucam la un turneu și vedeam copiii în hater în comentarii să zică: "Vă, frate, ești analfabet, nu știi să scrii." Păi da, mă, și care ți-i treaba? Ai venit aici pe Forio sau ceva să vii să-mi comentezi? Adică, men, bă, deci când m-am uitat la videourile lui, după ce că o scris, la mulți am prietenul și o scris și foarte analfabet, adică nu știu dacă vă imaginați, cred că, dar uite, 200 de zi. Și nu știu, man, adică ăștia, bă, încercați ăștia de pe TikTok să mai fiți chiar așa de toxici, să ziceți, nu știți să scrii sau de așa. Frate, omul dacă vrea să facă TikTok-ul, să ajungă undeva, să fie undeva, să își îndeplinească visul, lasă-l, frate, în pace, în visul lui sau chestii. Și na, vezi de TikTok-ul tău, de followerii tăi, de comunitatea ta. Dar, frate, nu vii tu să-mi comentezi la mine în comunitate, înțelegi? Și m-am uitat la followerii, adică, hai că n-are așa 10 follower sau câți are. Și m-are și poză cu bunicul său. Eu măcar am poză. Eu măcar am poză mai faină, știi? Hai că da, mă, că mi-am. Și eu, poza aia mea. Mă, bără, nu de-am. O, ce, ce-i ăsta? Mă, mă, pun trei. Ce? Așa. Mă, mă, cam slabă, spuneam pe editor. Uite-l-a, mă, te-a pasat pe pitic. Bună, perfect, time. Ce? Și poate aveam lag pentru secundă. Da, să nu mă întrebați de ce am lag, oricum o să am PC nou, deci vă puteți bucura de canalul ăsta, în siguranță. Da, bă, băieți, ăștia care am acum 29 de subscriber, bă, deci doar mai un subscriber se poate, mă, să facem și noi. 3, deci fiți atenți aici. 3, 0. Bă, 30 de abonați, mă, la 30 de abonați, vă jur, bă, deci vă jur eu. Că fac un videoclip, dar nu videoclip. Adică cel mai muncit videoclip ever. Cel mai muncit. Adică foarte... Cred că o să fie și lung, dar și foarte multe edituri. Și poate fac și un montaj în sfârșit. De fără sau ceva și... Da. Atunci de la 30 în sus începem să creștem calitatea videoului și chestii. Apropo, la, da, și la 35 de abonați, tot așa, dar la 40 sau poate 50, bine, cine știe când o să fie atunci, să fie 2025, mâncați așa. Bine, eu cu abonații prea stau așa de bine, dar, na, e ok. Uite-l, mă, pe șoricelul ce dărâmă. O vreau să mă dărâme, mă. Ia, uite-l, și ton. Bine, cu mine. Ok, băieți, mamă, 8 minute, ce? Am scălat și la 4 și ceva. Na, păi bun, bă, băieți, hai că v-am pupat. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, nu uitați să ezitați, bă, măcar. Dacă nu merită nici videoclipul ăsta un like, pe bune, nu mai încep să postez mai greuț. Adică pentru așa care mă susțin, vă mulțumesc, dar ăștia care sunteți hateri aici, mai bine nu stați aici, că, da, cine știe. Adică... Ăștia haterii, ăștia, sau fanii adevărați, adică fanii adevărați, adevărați. Stați aici, mă, cu comunitatea, toți aici. Comunitatea de tryharderi, cum ar fi. Da, pe bun, bă, eu nu mai vă țin mult. Hai că vă las cu, nu știu, cu un videoclip.